Vremea ne-a adus temperaturi de primăvară la mijlocul lui decembrie, când mulți și-au decorat deja casele și bradul de Crăciun. Astăzi, de pildă, s-au înregistrat 21 de grade, iar cei care au avut liber au ieșit la plimbare în mânecă scurtă. Soarele a strălucit cu putere în capitală, printre copacii dezgoliți de frunze din Parcul Carol. Dacă nu auzeam colinde în boxe, puteam să credem că ne pregătim de primăvară, nu de Crăciun. Foarte frumos, cald. Încurajați de vremea splendidă, mulți s-au plimbat cu bicicleta, ori au jucat basket și fotbal în aer liber. E prea cald, trebuia să fiu îmbrăcat mai subțire. Nu venea să cred că am ieșit cu rolele iarna, e un miracol, n-am ieșit niciodată. În niciun an de când suntem nu a fost chiar atât de cald și să stăm așa lejer, ne haimuri și așa, este extraordinar de frumos. Cel mai cald a fost în Buzău, unde s-au înregistrat 21 de grade. Cald a fost însă de la începutul săptămânii. Ne bucurăm de aceste zile călduroase datorită unui val de căldură ce vine din Africa, un fenomen destul de întâlnit în România în ultimii 5 ani, care aduce la noi în țară temperaturi mai mari decât normalul perioadei. De exemplu, dacă acum ar trebui să avem între 2 și 6 grade, există zone în care s-au înregistrat cu 14 grade mai mult. E anormal pentru vremea, pentru timpul ăsta. Asta e o lungă atare, ne bucurăm de soare. 2019 a fost desemnat cel mai călduros an de când se fac măsurători și se va încheia în aceeași notă. De vreme caldă vom avea parte și în perioada următoare, au anunțat meteorologii, și e probabil să avem soare și de Crăciun. Nu vom mai avea chiar 20 de grade, însă maximele vor atinge în anumite zone din țară 14-17 grade. Totuși, medicii ne avertizează că în această perioadă suntem predispuși răcelilor și virozelor, mai ales când au loc schimbări bruște de temperatură. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.